Toate păsările dorm, toate păsările dorm. Numai una n-are somn și zboară din pom în pom, tot strigându-l pe Ion. Astăzi m-am călțat să fiu așa o polițistă mai stilată. Unde mai pui că chiar și-a luat munca în serios? Uniformă la patru ace, mașină performantă, tot vedetă rămâne și hai la muncă pe străzile capitale. Polițistul Ochișanu, avem surplus de pasageri. Doi oameni. Ce facem? Plătim amendă sau cântăm? Trebuie să o cântăm. Haideți! Ce vă place dumneavoastră, melodie cea mai preferată din muzica populară? Nu, nu, din linia Monu. Ei, dar cum puteți așa cântați? Nu poți cântăm, dar chiar în soarele ăsta și... Dar nu trebuie să-mi cântați toată melodia, cântați două rânduri într-o melodie. Bine și de miese mele, știți? Am avut de, da. N-am după ce cântat, flământ. În grădina lui Ion. Da, în grădina lui Ion, după ce răbăm pe mai bun, da? Dar cântați cu melodie, nu mie. Nu, din mine muzicant, nu. Mai bine te faci că ești bolnav când e vorba de amendă, dar dacă dai peste o vedetă, să vezi cum îți trece durerea de cap. Și în loc de pastilă, iai un autograf. Ce ați parcat? Simplu ne-a fost... Ce? M-am simțit foarte rău și am vrut să iau o sticlă de apă. Dar procura aveți? Da. Sunt tocmim proces verbal. Știți care este amenda, da? Nu. Care este? 200 de lei că ați staționat în raza indicatorului. Bine. Bine ce? Facem proces. Facem proces? Da, dacă nu se poate înțeles, eu serios m-am oprit de urgență că am vrut să-mi cumpăr o sticlă de apă. Dacă trebuie o achită amendă, dar nu se... În domeniu... Să în domeniu dat nu sunt muzicant, adică nu percep. Acum vă simțiți bine deja, da? Nu, tot mă sunt rău. Tot rău, da? Da, puțin să-mi ridicat dispoziția, dar că am scăpat de o amendă. Poate stăm la umbră un pic. Păi da, poți vă servesc chiar și cu un suc sau cu apă. Extraordinar. Asta bine, fi... sănătate, drum bun. Probabil tare greu e să fii vedetă, se gândeau șoferii. De aceea erau gata să plătească amenda, dar numai să nu cânte. Vezi, Doamne, că te faci vedetă și cum scapi apoi de greutatea meseriei. Cu greu, dar după o zi de muncă, Adriana Ochișanu a înțeles că tot în scenă e mai ușor. Dar vorba aia, încercarea vină n-are. Ce primesc o plăcere! În loc de proces îmi faceți aici, vă rog. Un autograf? Da. Mare drag. Pentru... Simplu. Eu încerc scuze, eu am uitat cum te numești. Vasile. Asta a fost ziua mea de muncă. Am încercat și eu să îndeplinesc obligațiunile mele de polițistă, polițist rutier, alături de colegul meu, domnul capitan. Cred că am făcut o treabă bună.